câțiva oameni. Câțiva oameni care merită să fie prezentați. Un grup de domni, deci, dacă îmi permiteți să-i numesc așa, care au avut o inițiativă ieșită din comun. Ei s-au asociat și au pus bazele unei întreprinderi mici, familiale, Asociația Crescătorilor de Animale Mici Fără Frontiere. Vom intra în tainele acestei asociații, stând de vorbă cu fiecare pe rând. La întâmplare o să mă adresez celui care se află mai aproape de mine și pe care îl rog să ne spună care este rolul său în cadrul acestei asociații originale. Da, tot la întâmplare am să vă răspund și eu. Eu sunt cam năuc așa de cap. Mi umblă gândurile prin cap ca trenurile și din când în când mai și fluieră, vai de mine ce e în capul meu. E un vid așa de memorie și care gând e mai sprinten se ridică la putere și face cu mine tot ce vrea după aia. Da. Și de exemplu acum, în acest moment, care este gândul care vă patronează, care vă guvernează? Păi acum sunt în plin vid, dacă nu vă... A, și trăiți haotic. Trăiesc haotic, dar în liniște și consens, adică n-am... Haideți să vorbim despre asociație. Păi despre asociație, ce să vă spun? Eu sunt secretarul de bază al asociației. Cum adică secretar de bază? Păi am fost secretarul organizației de bază și când a fost revoluția la televizor, că noi n-am avut timp să facem revoluție, ne-am uitat la televizor, a doua zi a venit un telefon și a spus că s-a desființat organizația și sunt secretarul de bază, nu mai sunt secretarul organizației de bază. Da. Și ca secretar de bază, cu ce anume vă ocupați? Păi eu am ales cariera politică de mic pentru că în asociație nu puteam să fac multe. Am încercat să crez niște animale, dar mai mult mă creșteau ele pe mine. Și căpătam tot felul de desprinderi de astea urâte așa de la ce, el. Ce căpătați? Desprinderi. Ne. Deprinderi? Nu, alea sunt în deprinderi. De... În deprinderi, unde lucrează oamenii de la 8 la 16. Deprinderi, vreți să spuneți? Da, IMGB, fauri, de-astea. Da. Și dacă am văzut eu că nu se poate, așa, am început să cresc păsări de-astea emigratoare. Da. Și creșteam... Migratoare. Emigratoare, barza, de-astea. Da. Și atunci trebuia să le urmez, că când crești un animal de ăsta, trebuie să-l supraveghezi și nu puteam să-l las... De toamna până primăvară să nu știu ce face. Și încercam să zbor după ele. Și de aici s-a născut asociația noastră, că la început era cu frontiere bine stabilite și acum e fără frontiere pentru că păsările părăseau, treceau frontiera, eu rămâneam că mă doborau grănicerile. Mă iertați, cum adică vă doborau? Păi cu antiaeriana, cum sunt? Eu nu sunt un zburător bun așa și n-aveam altă soluție decât să mă urc la un copac la 3 metri de pichet și coboram în picaj spre pichet. Și vieții oameni ce să facă? Până la urmă au tăiat copacul. Că... Îmi cer scuze, stimați telespectatori, pentru scăparea subiectului din mână. Sperăm ca la masa de montaj să realizăm totuși un interviu credibil și adevărat, după cum acest om
nu are niciun fel de intenții obscure, sunt convins. O să ne continuăm discuția cu cel care se ocupă de administrarea asociației, de care gospodărește averea asociației. El este economistul, contabilul șef, revizorul contabil, e un cumul de funcții. V-aș pune o întrebare. Dumneavoastră v-ați ocupat cu înscrierea la tribunal, la, mă rog, unde este nevoie, a asociației. Sunt multe bariere birocratice. E o muncă grea, eu știu. Cum ați putut să depășiți aceste probleme? Într-adevăr, ca o asociație lucrativă de lucru, de să meargă, să faci treabă, să obții, deci rezultatele de care depinde, de care e făcute ele, are multe obstacole, multe... Avem, în primul rând, noi care desfășurăm activitatea animală forestieră de creștere în pădure, ca să zic așa. Am avut, din startul începutului, noi am avut niște probleme cu... A fost barierele, ca să spun așa, barierele meteorologice de natură, care e făcută de, deci cum este ele, de noroaie, de anumite lopte sau arbori cu coronament care cade pe șosea, care e făcut până la neputința, adică la nevolnicia de răutate a omului care are în el de o birocrație, oamenilor din birouri, care este. Am înțeles răspunsul dumneavoastră, vă rog să vă opriți aici. Deci, din când în când, dacă simțiți că nu mai puteți vorbi, îmi faceți semn și eu vă opresc, vă mai pun câte o întrebare. Asta numai ca să colorăm interviul, pentru că oricum dumneavoastră o să spuneți tot ce considerați dumneavoastră de cuvință, pentru că văd că aveți spun discursul... Spun decât ce s-a întâmplat cu birocrația de oameni din birouri, care a fost, care s-a avut un șir de cum să vă spun, de o necredibilitate de fantastic care este, știți? Da. Haideți să vorbim despre asociație. Care sunt animalele pe care le aveți în gestiune, pe care le creșteți, dumneavoastră și colegii dumneavoastră? Animalele, așa cum spune și titlul numelui asociației, mici, e animale multe și mici, că astea e mai... Ca să spun așa, dă un echilibru de dominic, că ele mai drăgălași, așa nu-i aleargă să joacă în păduri. Astea e făcute. Noi avem aceea, ca exemplu de mostră, avem nutri, are veveriții, are pârși și are mai a primit în străinătate. Acum asociația noastră mai ne-a adus canadienii două marmoti, care... Venite-i torosătoare, tot așa are probleme, dacă le că e ecologiști mari și a trimis că marmotele astea, nu știu, le-i fugărită de coioți prin munți acolo. Și oamenii face, adică ăștia din Canada, face reclamă întâi, știți, ca să nu le mănânci coioții care le-a trimis la noi, care lupii mai blânzi aceia, că nu poate să întoarcă nici gâtul cum are ei. A trimis încoace, prima dată a făcut reclamă pe canalul de Super, care îl dă la noi. Deci a făcut pe canalul de Super, lumea vede și înțelege că are, el e dotat cu un simț de presimțire. El simte, domne, calamitățile care se face de rău care este pe pământ. El simte. Ce anume simt ele? Ce calamități anume? Păi ele simte de spre exemplu, simte calamitatea de cutremur, cum este ea. Când se face, ele când... Deci simte seismul. Simte seismul. Adică cutremurul. Cutremur, da, calamitatea de cutremur, care este. Asta o simte. Ei, decât înainte, nu cum e rațele când merge măcine, ele are o stare de veghe care îi face, îi deschide urechile când ieși de apă ele și în noată. Are să deschide urechile decât așa și stă așa cu urechile
înfixați așa un om care se uită la el și face imediat asta îmi ție, domnule. Ne continuăm dialogul nostru și stăm de vorbă cu cel care a avut ideea înființării acestei asociații. Este ideologul, este mentorul, aș putea spune chiar filosoful curentului, dacă n-am spus prea mult. E bine? E prea mult. E bine, dar e prea mult. Când e prea mult bine, e prea mult. Stați atunci să ne oprim. Cum v-a venit ideea acestei asociații? Ideea acestei asociații mi-a venit când mergeam eu după ciumperci, ca să le dau la ăștia să mănânce. După ciuperci. Da, după ce un perci care mergeam să mâncăm, care nu era animale, că era pădure, era care o tăiasem eu din timpul dictaturii, care a fost burghezo-moșterească când eram atunci acolo. Cum a fost, mă iertați, că cum a fost? Burghezo-moșterească, care am tăiat-o cu joagările când a plecat părul meu Reinhard Zavila, când mi-a lăsat drujba, care am tăiat cu drujba. După aceea avea el o drujbă cu benzină care a fost pe curent electric, care s-a terminat când a fost cu asta, cu petrolul, cu nu știu ce, știți problema care a fost, cu s-a terminat pădurile, exploatarea, nu știu ce, animalele, a rămas ciumpiergile în locul ăla. Extraordinar vă exprimați, coerent, fluent, intrați dintr-o idee în alta, practic fără să simțim. Cum ați reușit? De unde aveți această deprindere? De la cum tăiam pădurile cu drujma când intram dintr-un parchet în altul, adică eu porneam, care mă întreia după ea, care cum era, că era cu rontile, care asta și urmăream un epure, un... Ce urmăreați? Un animal, un epure de ăsta, care fugea, o viviriță, care când tăiam copacul de la vârf, când tăiam de la bază, de la cioate, care cum sărea iepurile când sărea după bimbiriță, cum sărea el, așa săream și eu cu drujba când să rup lanțul până când să rup și am prins prăpastia care m-a scoborât acolo când mi-a venit ideea, când m-am izbit cu capul de fundul prăpastiei, care cum a fost acolo, asta a fost atunci ideea neferincită care mi-a venit în capul meu când am închis ochii. Care... Ce ați simțit când v-a venit? Deci, un om când creează, când are o idee, are așa un fior, nu? Dumneavoastră ați avut acest fior? Am avut așa un fior de o sfârșală, așa o moleșală, așa când am închis cleopele peste ochii, așa când mi-a venit, așa m-am simțit ideea care a transfigurat-o în fața lor, care când l-am văzut prins în cluc să pe ăsta mic și pe ăla care a zburat după păsările, care era cu asta, și atunci mi-a venit mie ideea să culeg ciumpiercile ca să le... Da, am înțeles. Ce mai aveți de completat? Pentru că oricum nu mai are rost să pun nicio întrebare. Continuați dumneavoastră, dar scurt, așa ca să... Da? Sfârșiți-vă ideile. Ideile mele s-au sfârșit de când a început, adică... Da, am înțeles. Vă mulțumesc pentru explicațiile aberante pe care ni le-ați oferit. Să sperăm că poate în final vom reuși să închegăm un dialog firesc, da? Da. Se poate? Se poate, da. Care v-a să zic că, cum s-ar spune, deci... Dacă... Nu, ați început bine. Deci, dacă ar veni vorba despre treaba asta, cum s-ar zice, eu stăteam într-o zi, eram sub dubiță acolo și
fumam o țigare ca să se mai încălzească motorina, că era cam înghețată. Și... Sub dubiță. Da. Ce dubiță? Dubiță, adică, cum s-ar spune, o chestie care nu-i dubă, e, cum s-ar spune, vă zic, cum i-aș zice eu acum, ceva mai mică, ca o autosanitară, așa pe care se iau autosanitar la autoasociația. Care vă să zic că bă, eu când m-am întâlnit cu frații sau cu nazii sau verii mei ce sunt deși, suntem rude, m-am întâlnit cu ei să facem asociația asta că ne mâna tare dragostea de animale mici. Care vă să zic că urcă pe un dâmb de unde le cade în cap câte o șprangă, o nicovală, o forjă și tot timpul trebuie să... Dați-mi un exemplu concret, scurt. Exemplu care vă zic e aici, lângă mine e Gicu, care într-o zi i s-a făcuse de niște veverițe și a pornit pe copaș după dânsele. Și cum mergea el așa, veverițele care erau un fel de pușcaș marine, așa că s-a încrucișat tot timpul, s-a încrucișat o dată și el s-a încrucișat cu ele un pic mai târziu, o secundă mai târziu și s-a împluntat într-o șprangă, într-un copac și a rămas acolo așa. M-am dus, l-am rotit un pic de câteva ori, că... Să împluntase în centrul de greutate și cum îl învârtea așa. L-am tras pe urmă afară și a zis că ce, ai pățit ceva? Am pățit nimic, adicât vezi că piciorul ăsta am scăpat o cană de acid sulfuric pe el. Zice el, de unde o fi avut cana? Nu știu. Asta cu acid sulfuric, destul că cara a avut-o, piciorul nu mai era. Și repede l-am luat, l-am aburcat în autosanitară, repede am pus perfuziile, i-am făcut și o omletă de 10 ouă, că n-aveam perfuzii destule și m-am dat ca să-l reîntremez sănătatea, cum s-ar spune. Și văd că m-am uitat, am deschis enciclopedia iugoslavă și am dat până s-a suprapus pozele. Poza care era în enciclopedie cu piciorul lui, care nu era bă. Și am luat și i-am pus o tijă care n-am mai avut-o până la urmă, i-am pus... de asta, cum îi spune, adică maneta de la schimbătorul de viteze, de la autosanitară, că eram înmers. Și... În locul osului. În locul lui tibia, da. În locul lui tibia care avea el, care nu era cine știe ce, pot să vă spun clar. Și acum... De ce nu era cine știe ce? Cum adică? Nu era cine știe ce, că practic nu era deloc. Acum, și zic că decât deloc mai bun cu schimbătorul ăla de viteze și... El s-a simțit bine după operație, acum pentru noi este cunoscut și sub numele de Gică Trei Genunchi. L-aș întreba, eu am o curiozitate totuși, tija de la schimbătorul de viteză este puțin curbată și are și măciulia aceea de care se apucă cu mâna. Da. Cum ați potrivit-o? Deci am potrivit-o bine și problema e... Cum s-ar spune el, dacă va să zic că merge așa, nu-i nimic. Dacă fuge tare, tropă-i. Altfel n-are nimic. Aici se încheie interviul nostru. Aici se încheie și spectacolul nostru, dragi prieteni. Îi invit în scenă pe colegii mei. Vă rog să-mi permiteți. Vă rog să-mi permiteți să... Deci, i-ați urmărit în acest spectacol. Domnul, vă rog în încheiere să-mi permiteți să-i prezint pe colegii mei care au realizat acest spectacol, dar înainte de asta să mulțumesc tuturor acelora care și-au dat osteneala să
să fie realizat acest spectacol, să mulțumesc echipei de la Carul de televiziune care ne-a sprijinit într-un mod absolut admirabil. Și sincere mulțumiri acestor oameni ai televiziunii române, căci, repet, sunt și oameni în televiziunea română, pe cuvânt. Deci, i-ați urmărit pe Florin Constantin, Doru Pârcălabu, Ghigi Bejan, Ioan Temorar, Silviu Petcu, Valentin Darie, Cristian Grețcu, Valentin Gora, Ioan Pascu, Cătălin Mireuță, Doru Antonesi și Toni Grecu. La revedere, sănătate, tot ce vă doriți, să ne mai vedem fericiți și cu alte prilejuri. Noapte bună!